E scump să mănânci sănătos? Unii spun că da și că bugetul n-ar li s-ar da peste cap dacă și-ar propune acest lucru. În realitate, să mănânci sănătos nu înseamnă să cumperi doar alimente exotice, la modă sau exclusiv bio la prețuri mari, ci să faci alegeri mai bune pe cât posibil. Poți să-ți asiguri mulți nutrienți și din alimente simple, mai ieftine, dar pregătite creativ și gustos. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video vreau să-ți dau câteva idei practice ca să mănânci nu doar sănătos, dar să te și încadrezi într-un buget rezonabil. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Risipa de alimente este o problemă globală, dar cu impact negativ în bugetul fiecărei familii. Românii cheltuie între 30 și 40% din venituri pe alimente, dar un procent între 30 și 50% din mâncarea cumpărată ajunge la gunoi. În medie, fiecare român aruncă pe an 130 de kg de alimente. Mai exact, mâncare gătită, fructe, legume, produse de panificație, lactate, carne. Asta înseamnă practic că aruncăm banii la gunoi. Iată câteva recomandări ca să faci alegeri alimentare sănătoase, dar fără să cheltui mai mult. Cunoașteți bucătăria. Asigură-te că ai un loc bine stabilit pentru fiecare categorie de alimente și știi ce și cât ai din fiecare. Așa vei preveni risipa, nu te vei trezi că ai cumpărat 2 kg de mere când tu ai deja încă 4 kg acasă și riscă să se strice. Pentru alimentele foarte perisabile din frigider, poți nota pe un post-it data la care expiră ca să fie mai vizibil. Planifică-ți mesele. Este un principiu care te va ajuta nu doar să economisești bani, ci să fii și mai conștient de ceea ce mănânci. Nu trebuie neapărat să faci o listă definitivă și detaliată cu ce vei mânca în următoarea săptămână, la absolut fiecare masă, ci poți pur și simplu să te gândești în mare ce mâncăruri vei pregăti și de ce ingrediente ai nevoie. Când îți stabilești meniul, vezi ce mai ai disponibil în frigider și cămară și încearcă să incluzi în special alimentele care sunt pe care să expire sau să se strice. De-abia apoi poți să faci lista de cumpărături cu produsele de care ai nevoie. Și dacă tot mergi la cumpărături cu lista, respect-o. Mergi la cumpărături după ce ai mâncat. E ușor să faci cumpărături impulsive și să pui în coș produse care să-ți astâmpere poftele când ți-e o foame de lup. Așa că mergi la cumpărături după ce ai mâncat și poți face față mai bine tentațiilor, cum sunt, de exemplu, micile dulciuri amplasate strategic la case. Fă cumpărături inteligent. Ține cont că, de obicei, cele mai scumpe produse sunt poziționate la nivelul ochilor. Deci verifică și rafturile de sus și pe cele de jos. S-ar putea să găsești aceleași produse la un preț mai bun. Alege brandurile generice, care sunt de obicei mai ieftine decât cele cunoscute. Multe hipermarketuri oferă produse marcă proprie, de calitate, dar la un preț mai mic. Nu uita să verifici de fiecare dată eticheta cu ingrediente. Alege ingrediente simple, vrac. Prelucrarea și forma convenabilă gata de servit costă mai mult. Brânza rasă, legumele feliate, orezul în punguțe separate sau felile de șuncă ambalate în cantități mici sunt de obicei mai scumpe decât corespondentele vrac. Sigur, sunt o alegere potrivită dacă nu ai mult timp la dispoziție, însă când vrei să faci economii, ia în calcul versiunea brută. Cumpără fructe și legume de sezon. Piețele sunt o sursă bună de produse gustoase și mai ieftine. Dacă poți, alege fructe și legume cultivate local, de preferință de sezon. Gătește acasă. Dacă timpul îți permite, gătește cât mai mult acasă. Nu doar că e mai ieftin, dar știi ce pui în mâncare și poți să alegi ingredientele mai nutritive. Asigură-te că gătești un număr potrivit de porții pentru familia ta și nu riscă să se strice. Unele produse sau mâncăruri pot fi chiar congelate ca să se păstreze mai bine. Evită produsele procesate. Cel mai simplu și sănătos mod să faci economii la cumpărături este să eviți produsele de tip junk food, foarte procesate, precum și băuturile carbogazoase. Înlocuiește-le cu gustări hrănitoare, fructe proaspete sau uscate, bastonașe de morcovi cu brânză proaspătă, migdale, nuci. Chiar și produsele promovate ca sănătoase, cum sunt biscuiții vegani, smoothie-urile, batoanele din fructe uscate, nuci și semințe sau batoanele cu proteine, pot să coste destul de mult dacă le compar cu alte variante de gustări simple. Înlocuiește ocazional carnea cu alte surse de proteine. Nu trebuie să devii vegetarian sau vegan, ci pur și simplu să iei în considerare uneori surse alternative de proteine mai accesibile ca preț, de exemplu fasole, linte, soia. Depozitează alimentele corespunzător. Învață cum să depozitezi alimentele în frigider ca să se păstreze mai bine, cum să prelungești durata de viață a fructelor și legumelor sau care este durata de păstrare a produselor în congelator. Alege fructe și legume congelate. Sunt practice și rezistă mai bine decât cele proaspete, fiind pline de nutrienți. Dacă nu poți să mergi des la piață pentru fructe și legume și te temi că se vor strica, optează pentru varianta congelată fără nicio problemă. Cumpără în cantități mari și profită de reduceri. Ne referim aici la produsele cu termen lung de valabilitate.
cum sunt conservele, fructele uscate, leguminoasele, cerealele, pastele, orezul, migdalele. Pe acestea le poți păstra fără probleme mai mult timp dacă le depozitezi în condiții optime. Nu cumpăra cantități mari din produse perisabile dacă nu ai deja un plan despre cum le vei folosi, chiar dacă sunt la reducere. Riscă să se strice și va trebui să le arunci. Testează rețete noi. Internetul este plin de rețete gustoase și inedite pentru care ai nevoie de ingrediente simple, ieftine, la îndemână. Încearcă preparate cu care poate nu ești obișnuit și combinații noi pregătite din alimente hrănitoare. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Spor la cumpărături și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.